Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. Invitatul meu în această seară este Dragoș Tudorache, europarlamentar din grupul Renew Europe, unul dintre cei 5 europarlamentari care au părăsit marți USR și au anunțat crearea unui nou proiect politic, REPER, adică reînnoim proiectul european al României. Bună seara, domnule Tudorache, bine ați revenit la Europa FM. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Tudorache, pentru un start bun, cred că trebuie să înțelegem bine trecutul și de unde plecăm. De aceea vă propun să începem, înainte de a dezvolta despre noul proiect, să începem de la motivele pentru care ați părăsit USR, un gest destul de șocant, având în vedere că este vorba despre 5 europarlamentari, unul chiar președinte, acum 8 luni ales de întregul USR și restul membrii ai Biroului Național. Deci, concret, de ce ați plecat din USR? Cred că e bine să pornesc de la, cel puțin din punctul meu de vedere, motivația principală. Și asta poate veni cumva în contradicție cu ceea ce s-a vehiculat foarte mult în spațiul public în aceste două zile de când decizia a devenit cunoscută. Și voi spune că pentru noi motivația principală nu e una care ține de interiorul partidului, să spun. Deși sunt multe motive care ne-au nemulțumit sau multe motive care au determinat, să spun, o tensiune la nivelul conducerii partidului. Însă pentru noi motivul plecării ține de capacitatea de a servi ceea ce noi considerăm a fi obiectivele politice majore pentru care de altfel ne-am angajat politic în urmă cu câțiva ani atunci când am fundamentat proiectul Plus și apoi am susținut alături de colegii de la USR, Alianța și apoi fuziunea între cele două partide. Și anume răspunsurile pe care le dăm societății și alegătorilor. Toate aceste lucruri au fost amplificate în aceste ultime luni în care cred eu vedem cu toții cât de multe crize se suprapun, cât de multe nevoi încep să aibă cetățenii noștri de certitudini, de repere, aș îndrept să folosesc acest cuvânt, care să-i treacă peste momentele foarte dificile care urmează. Și aici nu vreau să sune alarmist, însă vedem cu toții ce înseamnă această tranziție pe care războiul ne forțează să o facem la nivelul politicilor energetice și efectul pe care acest lucru l-are deja în nivelul de trai al românilor și nu numai, pentru că e un fenomen care, din păcate, afectează întreaga Europa. Avem războiul la ușa țării, la ușa Europei. Avem o tranziție și o criză climatică în plină desfășurare. Deci toate acestea sunt provocări majore, istorice, așa trebuie să spun, pentru societatea românească și pentru care partidele politice au datoria, că de asta avem o clasă politică, să ne ducă prin astfel de crize. Ori, noi am încercat în toată această perioadă, după congresul din toamnă, și acum ajung cumva și la partea internă, să spun, la motivație pentru plecare, am încercat în toată această perioadă să trecem peste momentul fuziunii, să trecem într-un mod echilibrat, pentru că asta este foarte important să înțelegem că o fuziune între două organizații necesită foarte mult echilibru în modul în care gestionezi un astfel de proces. Și în căutarea acestui echilibru să găsim și spațiu, să creăm spațiu prin care să servim aceste provocări, să servim aceste interese externe partidului. Și acest lucru, din păcate, nu l-am putut găsi, nu l-am putut crea acest moment, acest spațiu de dialog, de dezbatere și această preocupare pe care să o vedem la nivelul partidului, nu pentru ceea ce ne preocupă pe noi intern, ci pentru ceea ce ar trebui să facem ca partid. Bun, și concret, practic, da, cum ați fi vrut să răspundă USR mai bine provocărilor? Pentru că asta înțeleg că e principala problemă, faptul că USR nu s-a ridicat la înălțimea provocărilor acestui moment ca partid de opoziție, nu? Înțeleg. Deci, ce a lipsit? Ce ați fi vrut dumneavoastră să facă? Poate ați propus și n-au făcut. Deci, o înțelegere fundamentală pe care nu am găsit-o este că o organizație, indiferent dacă este o organizație politică sau nepolitică, nu poate proiecta în exterior ceva ce nu are în interior. Deci, o lipsă de
sănătate și de echilibru în interiorul organizației nu are cum să dea rezultate externe pozitive. Și de aceea, imediat după fuziune, noi am sperat să putem să găsim acel moment în care să trecem peste, să spun, competiția poate firească care a existat la un moment dat sau până la acel moment, și apoi, în marja, bineînțeles, a democrației interne, care întotdeauna prevaleze într-o organizație, dar să găsim momentele și spațiul, cum spuneam înainte, în care să putem să dezbatem sănătos și să găsim un echilibru care să ne permită să discutăm serios și să luăm decizii. Și acest lucru a fost ceea ce nu am reușit să facem, în ciuda încercărilor pe care și fostul președinte Ciolo și noi ceilalți din Biroul Național am încercat să le facem pe parcursul a multor luni, pentru că am ajuns să luăm această decizie în urmă cu 2 zile, nu pentru că nu am încercat din răzputeri să găsim soluții în interior. Am încercat. Și am luat această decizie tocmai pentru că am considerat că nu mai există, să nu mai exista spațiu în care să găsim soluții altele decât radicale, și soluțiile radicale, cele de luptă totală, ar fi dus la o, am și spus-o de altfel în spațiu public, ar fi dus la o încrâncenare și mai mare, care n-ar fi făcut bine, inclusiv partidului pe care l-am părăsit. Nu mai spun, nu ar fi făcut bine membrilor și nu ar fi făcut bine, cred eu, celor care ne-au dat susținere politică până acum. Și atunci am considerat că e mai sănătos pentru noi, cei care credem că lucrurile trebuie așezate altfel, să o facem într-un alt proiect politic, decât să continuăm să ne antagonizăm în interiorul partidului și, practic, să perpetuăm această spirală negativă și neproductivă în care ne găsim. Deci, implicit, considerați că, de exemplu, platforma Curaj din interiorul USR, care militează și ea pentru un supliment de democrație internă, ca să zic așa, pentru o poziție mai activă, această platformă Curaj, practic, n-are nicio șansă? Eu le doresc tot succesul și lor și altor colegi care aleg să rămână și să spun, să se angajeze în această competiție internă, în încercarea de a obține la congresul din toamnă un alt rezultat, însă noi ne-am uitat la ce s-a întâmplat în toamnă. În toamnă, când am avut un vot clar al membrilor, a tuturor membrilor, care au dat un mandat președintelui Cioloș să conducă partidul după fuziune, și, cum spun, acel lucru ar fi trebuit să ducă la un moment în care să putem să discutăm așezat și să găsim o formulă de coabitare, măcar dacă nu de echilibru, cum spuneam înainte, formulă care să permită apoi să conducem și să ducem partidul acolo unde credeam că trebuie să-l ducem. De aceea și șansele, să spun, unei opoziții interne sau șansele platformelor care vor concura la congres, și repet, cel puțin noi le urăm tot succesul și orice sprijin din partea noastră sau altor colegi care rămân în partid îl vor avea. Însă, dacă ne uităm la modul în care au reacționat cei din actuala majoritate după congresul din toamnă, indiferent de rezultatul pe care noul congres îl va avea, nu vedem cum nu am replica la nesfârșit același tip de dezbatere toxică între cei care pierd și cei care câștigă și care, repet, nu face sau nu dă partidului o credibilitate externă. Vi se reproșează că prin această ruptură ați rupt și implicit și opoziția și favorizați astfel puterea care și așa e covârșitoare. Au fost chiar în spațiu public comentatori care s-au întrebat dacă domnul Cioloș nu a acționat la ordin, nu mă întrebați al cui, rămâne așa, a fost sub semnul întrebării. Reproșul poate fi însă viabil. Nu considerați că în felul acesta ați rupt, practic, frontul opoziției, cât e el de fragil? Deloc. Eu spune chiar din potrivă. Și o să vă explic și de ce cred eu asta. Dacă ne uităm la scorul partidului în acest moment și ne uităm la evoluția lui în ultimele luni, vedem că, de fapt, USR convine nici pe nici mai puțin oameni. Și de altfel să știți că este o reacție pe care am simțit-o pe pielea mea, pe pielea noastră, în discuțiile cu oameni care ne-au susținut ani de zile, oameni din societate, din mediul de afaceri, simpli membri, simpli susținători sau simpatizanți, care ani de zile au avut între noi și care în ultima perioadă au venit către noi spunându-ne că și-au pierdut încrederea, că
din partea acestui partid mai pot veni soluțiile pe care le așteaptă. Ori, în alte condiții, nu pot să consider că plecarea rupe opoziția. Eu aș spune dimpotrivă și vă spun și de ce. A existat întotdeauna o complementaritate între potențialul electoral pe care l-a avut USR sau l-are USR și un bazin electoral pe care USR nu a reușit în acești ani să-l aducă. L-a dus parțial la urne în favoarea noastră la alegerile europarlamentare din 2019, când s-a văzut în scorul electoral obținut. Însă apoi n-am mai reușit să mai convingem acea porțiune din electorat, din societate. Și cred că n-am mai reușit asta tocmai pentru modul în care de multe ori am reflectat în exterior problemele din interior. Și această luptă continuă, această zavă continuă și modul în care, cum spunea, s-a reflectat în poziționările externe ale partidului, inclusiv atunci când eram la guvernare, cred eu că au diminuat constant baza de încredere pe care partidul o avea. Și atunci eu consider că nouă forță politică care va fi o forță politică liberală, deci care se va adresa acele parate care le ținteam și l-am țintit oricum, nu face din punct de vedere decât să aibă potențialul de a consolida pe această parte a societății electoratului o ofertă politică care să reprezinte într-adevăr o opoziție la ceea ce majoritatea PSD-PNR face acum. Deci eu, de fapt, dacă e să dăm zgomotul de fond și, să spunem, încrâncenarea pe care, din păcate, o văd la foștii colegi de partid, puțin din declarațiile pe care le fac, dacă dăm deoparte, cum spuneam, acest zgomot, eu sunt convins că se poate vedea potențial care să consolideze de oferta politică ce opune sau ar trebui să opună o altă viziune de dezvoltare decât cea pe care PSD și PNR oferă. Dar ați fost parte la această scădere a USR, nu? Plecați abia acum când partidul este, iată, la 9% față de cât spuneați că a avut la europarlamentare. Și îmi asum cu toată responsabilitatea fiecare pas și fiecare moment politic de până al alte. Deci am fost parte și în niciun caz nu voi nega acest lucru. Vă asumați 10 greșeli. Suntem efectiv responsabil, absolut. Deci am făcut greșeli cu toții, am făcut greșeli și în felul în care am pornit, să spun, procesul de întâi de alianță, apoi de fuziune. Deci sunt multe lucruri pe care le-am făcut cu bună credință sau nu, asta mai puțin contează, nici într-un caz nu contează pentru alegătorii și susținătorii noștri. Ideea acum este dacă continuăm să persistăm în erori sau dacă avem tăria, pentru că nu e un lucru deloc, să repornești un proiect de la capăt și să părăsești un proiect în care ai investit enorm și pentru care ți-ai adus contribuția, dar, repet, cred eu că este mai important, să cel puțin așa am judecat-o noi, să avem curajul asumării acestor greșeli și a demarării unui alt proiect pe calea acea grea a construcției, pornind de la nimic, dar cu convingerea că vom reuși să construim o nouă ofertă și un nou mod, de fapt, de a dialoga și a discuta cu alegătorii pentru momentele electorale din 2024. Încercat să vă oprească. Zvonurile despre plecarea, să-i spunem așa, generic, grupului Cioloș din partid nu sunt noi, sunt zumzăiau de ceva vreme și de vreo două săptămâni sunt extrem de insistente, au devenit aproape o știre oficială, chiar dacă încă era pe surse. Măcar în acest ceas al 12-lea, ați primit vreun telefon, de exemplu, la domnul președinte interimar Drulă sau de la... Nu. Deci, tensiunile s-au tot acumulat, cum spuneam, momentul din ianuarie în care Dacian Cioloș și-a dat demisia este cunoscut public, însă după acel moment am avut o discuție, bineînțeles, cu Cătălin Drulă, noul președinte interimar, și cu colegii domniei sale, prin care le-am explicat că nu suntem ținuți de plecarea Dacian Cioloș, noi restul colegilor din Biroul Național, care, să spun, poate gândeam altfel, și care am susținut programul Cioloș ca președinte și că suntem pregătiți, dispuși să lucrăm împreună cu noua președinție interimară atâta timp cât înțelege ceea ce e nevoie să luăm din acele propuneri pe care le-am susținut cu toții și să implementăm din ele pentru a da acest semnal că există deschiderea de a găsi echilibrul la care m-am mai referit. Ori din acel moment,
după această discuție și după un timp de grație pe l-am acordat noi conducerea interimare pentru a face pași concreți în a lua deciziile respective, nu au venit nici pașii concreți, ba dimpotrivă, nivelul de ostilitate a continuat sau chiar a crescut până la punctul la care practic nu am mai avut niciun fel de comunicare și ca să vă reconfirm ceea ce am spus în toată această perioadă de când zvonurile plecării noastre deveneau din ce în ce mai insistente, nu am primit absolut niciun fel de semnal din partea cealaltă de a încerca măcar să înțeleagă de ce și de a încerca să găsim o cale de a construi împreună niște soluții. Să trecem acum la noul proiect. Cred că e o discuție care vă place și dumneavoastră mai mult de altfel. Să trecem la Reper. Ce înseamnă acest nume? Ce înseamnă reînnoim proiectul european al României? Ce e de reînnoit și cum e de reînnoit? Sunt două mesaje în acest nume. E un mesaj în, să spun, în denumirea lungă și un mesaj în denumirea scurtă a partidului. Reînnoim proiectul european e un mesaj care cumva e foarte mult aliniat și cu ceea ce noi facem aici la nivel european și asta nu înseamnă o distanță, că am mai auzit și acest reproș, că noi suntem undeva departe de România și că înțelegem mai puțin realitățile de acasă. Eu aș spune și aici dimpotrivă, vedem cumva dintr-o altă perspectivă, poate mai largă, avem acest pe care ne dăm munca pe care o facem în Parlamentul European și înțelegem acele provocări de care spuneam la început. Și tocmai pentru că le înțelegem și vedem de fapt ce se întâmplă la nivel global, la nivel european și lucrurile pe care trebuie să le facă România ca stat membru și ca stat membru al Uniunii Europene, dar și ca stat membru NATO pentru a se poziționa și a trece cu bine prin aceste crize, considerăm că e nevoie de o reînnoire atât a dialogului cu societatea pentru a pune aceste teme pe masă, pentru că, din păcate, nu le pune pe masă. Nu avem discuție serioasă în țară despre toate aceste provocări și despre soluțiile pe care trebuie să le construim împreună, pentru că ele vor angaja generațiile viitoare. Aici trebuie să înțelegem. Modul în care vom face tranziția, cum spuneam, pe mixul energetic, modul în care facem tranziția ecologică, modul în care facem tranziția digitală, aceste lucruri vor angaja generațiile următoarele decenii. Ori astfel de soluții nu le poți scoate dintr-un buzunar sau să le faci într-un birou la sediul de partid. Ai nevoie să vorbești cu oamenii, ai nevoie să vorbești cu societatea, ai nevoie să vorbești cu mediul antreprenorial, care de fapt este motorul economiei. Ori toate aceste lucruri nu s-au mai făcut, nu se fac. Și de aceea, pentru noi, reînnoirea acestui dialog, reînnoirea acestui, spun, între România și provocările de la nivel european, e un lucru esențial. Și doi, Reper, prescurtarea acestui proiect, ține și de faptul că noi considerăm aceste repere, la acest moment, repere în societate, repere în dezvoltarea economică, repere în evoluția politică și a democrației românești, sunt esențiale pentru cetățeni. Iar noi, ca oameni politici, datorăm să nu să le inventăm noi sau să le impunem noi societății, ci să construim împreună cu societatea drumul către aceste repere. Deci de aici numele Reper al noului partid. Cine se lege concret acest dialog cu societatea? Pentru că sunteți 5 oameni, toți la Bruxelles, absolut toți, sunteți europarlamentari. Cum puteți de acolo să legați din nou aceste relații cu societatea și, pe de altă parte, aceste proiecte care se vor naște din acest dialog, dacă îmi veți explica cum să-l legați, cum va putea fi, cum se vor putea materializa aceste proiecte, cu ce susținere politică, nu? Ele vor rămâne pe hârtie, frumoase poate, probabil chiar. Dar ce faceți cu ele? Că majoritatea e cea care este. În mod cert, nu singuri. Și sper că e clar lucrul acest în primul manifest pe care l-am publicat pe site-ul partidului, dar va deveni și mai clar din programul politic pe care îl vom dezvolta împreună cu cei care vor veni alături de noi. Deci noi ne-am asumat, noi cei 5 europarlamentari, ne-am asumat doar un rol de facilitatori a acestui proces.
Și asta vom face, practic, în lunile care vin. Apropo și de faptul că este proiectul Cioloș, pot să vă spun că nu Dacian Cioloș este președintele interimar al acestui partid. Președinții interimari ai partidului sunt Dragoș Păstrariu și Ramona Strugariu. De ce? Pentru că ne asumăm, apropo, și aici noi asumăm, ne vom asuma prin statutul partidului o paritate de gen, pentru că o considerăm foarte importantă, ca semnal pe care să-l dăm societății asupra importanța acestui lucru și vom continua pe această linie. Deci, repet, nu suntem noi cei care vom impune sau care vom face, vom desena aceste proiecte. Noi vom facilita un dialog, de altfel, oamenii care se înscriu deja cu destul de mult entuziasm și asta doar în prima zi am avut peste 1000 de înscrieri în partid și acest trend continuă. Oameni din toate părțile țării și din diaspora, oameni cu profesii foarte diferite și asta la fel e un lucru foarte bun și asta arată că de fapt societatea are nevoie de, haideți să spun, aceste repere și are nevoie de un astfel de proces. Peste vară, deci în lunile următoare, vom face ceea ce noi de altfel am mai făcut în 2017-2018, s-a văzut poate mai puțin în spațiul public, dar consider că a fost un proces foarte bun atunci. Și cum vom sta cât de mult putem de vorbă cu oamenii. Veți vedea, peste vară vom organiza discuții în cât mai multe orașe și mici, mari, sate, deci peste tot unde vom găsi oameni dispuși să discute, să dialogheze cu noi, vom organiza aceste discuții și împreună cu ei și împreună cu aceste mii de oameni care se vor alia, vom construi din nou, de jos în sus, o ofertă politică. O ofertă politică care să ne aducă undeva în toamnă, în momentul la care contăm noi să avem și formalizarea partidului. Ieri am depus, sau astăzi dimineața, de fapt, am depus actul la tribunal. În acest moment, să zic, parcursul oficial al partidului este clar. Și deci împreună cu acești oameni vom crea masa critică în spatele acestui proiect politic. Repet, am mai făcut-o odată, deci nu e prima oară când o facem și avem această experiență și știm că se poate construi și că de fapt momentul de efervescență cel mai important pe care un partid politic îl poate genera. Iar întrebarea legată de cum le vom implementa, aici bineînțeles că momentul electoral viitor, și anume 2024, este esențial. Deci pentru acel moment ne vom pregăti, pentru că, în mod evident, vom avea nevoie de pârghile politice pentru a duce aceste idei, repere și a le formaliza în viitoare proiecte legislative, proiecte de măsuri guvernamentale. Deci, practic, ținta politică pentru noi sunt toate legile din 2024, însă, deja nu plecăm, avem mai mult decât aveam atunci când am pornit proiectul 2018, când nu aveam nici parlamentar, nici europarlamentar, zero resurse. Acum avem europarlamentar, vom avea și membri ai Parlamentului care pot putea deja. Nu vreau să vă avansez un număr, pentru că nu asta este important. Ce vă spun este că și noi am dat de altfel libertate, nu am impus niciunui coleg să părăsească USR ca să vină la noi. Am dat tuturor libertatea de a decide cu propria conștiință dacă vor să continue în USR sau să vină alături de noi, dar vor fi membrii Parlamentului Național care vor veni alături de noi și prin care, inclusiv în această perioadă până în 2024, vom putea să promovăm idei, să promovăm proiecte pe care le vom genera împreună, spuneam, cu cei care ne se alătură. Deci avem acum mult mai multe pârghii decât aveam la începuturile noastre politice, și le vom folosi cu chipzuință pentru a reuși chiar și până în 2024 să marcăm cumva o parte din aceste priorități pe care le vom trasa. Și bineînțeles, în 2024 ne vom prezenta în fața alegătorilor și ei vor decide dacă aceste lucruri pe care noi le punem pe masă, aceste pe care le construim, împreună cu ei îi conving și ne vor da votul sau nu. Iar de acolo încolo, practic, e ca în orice democrație, va exista o majoritate parlamentară, probabil negocieri pentru o posibilă coaliție. Toate acele lucruri ne vom angaja atunci când vom avea și un scor electoral în spate. Ce ideologie va avea partidul? Liberală.
liberală asumată fără niciun fel de, de dubiu aici. Facem parte dintr-o familie politică liberală la nivel european, inclusiv în, în, în USR am promovat practic valorile liberale cu tot ce înseamnă atât în plan economic și în plan social. Credem că e foarte mare nevoie de a, apropo de provocări, te anumite foarte serios la, la ce se întâmplă în societatea românească, ce se întâmplă cu situația demografică la nivel național, ce se întâmplă cu sărăcia din țară și trebuie, din nou, cu politici liberale, dar nu putem ignora faptul că o bună parte a societății continuă să trăiască sub un nivel decent de trai și lucrurile astea, din păcate, se vor accentua în următorii ani ca urmare a efectelor crizelor de care vorbeam. Deci toate aceste lucruri le veți regăsi în, în proiectul politic pe care îl vom creiona în lunile următoare și în măsurile pe care le vom propune. Ați vorbit despre o politică de alianță în perspectiva lui 2024. Sigur, e puțin probabil să câștigați alegerile cu peste 50% și să n-aveți nevoie de așa ceva. Cu cine vă vedeți? Alături de cine v-ați putea vedea? Din USR numai ce v-ați desprins, iar reacțiile celor din USR nu sunt foarte încurajatoare. Mă refer la actualii lideri. Cu PNL-ul aveți o istorie foarte complicată și ați rupt alianța. Rămâne PSD, nu știu dacă este, este, ar fi o variantă viabilă, AUR de asemenea. Deci cum vă vedeți? Unde vă vedeți într-o politică de alianțe? Da, haideți să încep cu un lucru care cred că e important, că nu aș vrea să rămână nespus, pentru că ați amintit de poziționarea colegilor de la USR în aceste zile. Și vreau să spun un lucru foarte, foarte clar. Pentru noi, USR nu este un adversar politic și nu va fi un adversar politic. Deci, indiferent cât de multă încrâncenare vor continua să aibă colegii împotriva noastră, indiferent ce acuzații sau ce declarații publice vor face, noi vom alege acum cumva în aceste zile, pentru că ne întrebați dumneavoastră, jurnaliștii, suntem cumva nevoiți să, cu ghilimele de rigoare, să dăm din casă, să spun, să explicăm motivele pentru care am ajuns să părăsim proiectul politic, însă din acest moment încolo vom vorbi strict despre ceea ce intenționăm să facem și, repet, pentru noi, USR nu este un politic. Eu sper să ajungă să înțeleagă acel element de complementaritate de care spuneam mai înainte, și de faptul că avem un interes împreună și unii și alții, oferind fiecare ceea ce credem că trebuie să oferim societății și electoratului pe care ne-l asumăm. Și aici un lucru foarte important, trebuie să înțelegem că e nevoie să ne asumăm un electorat, ceea ce și nu se avem dificultăți să facem. Noi ne vom asuma un electorat și vom încerca să-l servim. În ceea ce vrește politica de alianțe, nu întâmplător am spus înainte că după alegeri și pe baza rezultatului din alegeri vom discuta alianțele. De ce? Pentru că nu cred că și colegii mei să fie de acord cu mine, bineînțeles, decizia să nu le iau singur, ne vom lua împreună. Dar eu unul consider că este foarte important să facem ceea ce n-am făcut în 2019 și cred că a fost una din erorile de atunci, anume să ne măsurăm electoral singur. Deci noi ne vom măsura electoral singur pentru că ne înțelegem dacă ideile și proiectele și reperele pe care le creăm sunt convingătoare pentru alegător sau nu. Și în ce măsură, în ce procent. Odată obținut acel procent electoral, cât de mare sau de mic va fi el, dar acela va fi momentul de realitate politică pentru noi, cu acele procente și cu acel mandat pe care ne vor da alegătorii, vom merge la negocieri cu acei care suntem compatibili sau vom reuși să compatibilizăm acele proiecte pe care le creăm. În mod evident, această compatibilizare nu știu cum să o obținem nici de la forțe extremiste precum AUR și în mod evident nici de la PSD. Deci, posibile alianțe în 2024, după alegeri, vor fi discutate cu cei care, măcar doctrinar, să zic, sunt declarativ tot acolo unde putem fi și noi. Și dacă vom găsi înțelegerea și deschiderea pentru a așeza mult mai bine ceea ce n-am reușit să așezăm bine acum 2 ani de zile când am creat coaliția de după alegeri în 2020, atunci se pot crea crizele unei guvernări după 2024, să spun, pe dreapta, pe centru dreapta al șchiului politic, care cred eu că e o guvernare care poate duce urmă mai departe. Dar, repet, pentru noi, astea sunt lucruri pe care le vom judeca și decide după alegeri. Care
este electoratul? Ați spus că trebuie să vă definiți un electorat, ceea ce USR nu a făcut. Care este electoratul reper? Cum vi-l definiți? Din nou, nu vreau să-l definesc eu singur. Nu degeaba spuneam că urmează să lucrăm la un program politic și este foarte important să lucrăm împreună cu cei care vin atât de noi și fiecare să se simtă parte în acel proces. Dacă ratăm acest moment și dacă venim să impunem cumva o viziune noi, ăștia cinci sau alții care se mai alătură la început nouă, pentru ceilalți care, să spun, într-o primă fază vor veni alături de noi, cred că vom greși din nou de la bun început, vom rata ceea ce clamăm că vrem să facem. Dar ceea ce vă pot eu spune și care se linează și cu această asumare a unei liberale de care spuneam, este că pentru noi electoratul îl reprezintă cetățenii activi, cetățenii implicați ai României, cei care contribuie în societate, în economie, cei care au contribuit și care acum își merită pensia. Deci acesta este electoratul căruia noi ne adresăm, pentru că noi credem în oamenii implicați și în oamenii activi în societate, în comunitate, în deșinul și viața politică. Practic toți cei care au și vor să spună ceva despre viitorul pe care îl construiesc pentru ei și pentru copiii. Definiția este destul de largă. Eu cred că majoritatea participenele, cred că dacă îl întrebați, își propune același lucru. Veți avea o ofertă, de exemplu, pentru... Nu i-am auzit. Nu, aici populația activă este... Să vă contrazic. Pentru că dacă vă uitați la declarațiile și la programele politice puse pe masă de către platformele de la Congresul PNL, veți vedea un pic și alte nuanțe. Deci, da, este deocamdată o definiție largă electorală, tocmai pentru că, așa cum spuneam, nuanțele foarte importante, dar nuanțele și precizările și precizia în programul politic pe care îl vom adopta trebuie să vină dintr-un proces colaborativ de la mine sau de la companii partidului, de la Ramona Strugariu și Dragoș Păslaru. Deci, practic, este foarte important să facem acest lucru împreună cu alții. Deci, deocamdată, da, să spunem la drum cu acest electorat activ, pentru că și în studiile sociologice pe care noi le-am făcut și înainte de fuziune și chiar și înainte de alianță, când am lansat inițial Proiectul Plus, și apoi în timpul alianței și chiar acum, ultima cercetare sociologică pe care am făcut-o când eram încă în USR, ne arată că bazinul electoral al celor care fie cred sau fie sunt dispuși să creadă în ceea ce avem noi de spus, acolo e cantonat și cred eu că avem această datorie politică să ne asumăm pe cei care cred în noi și să îi servim prin programul politic pe care îl vom crea. Un partid politic nu înseamnă doar lideri, înseamnă, în primul rând, organizare teritorială, acolo Absolut. E baza inclusiv rurală, ceea ce USR-ul nu a avut cel puțin o vreme în mod special. Cum veți reuși să ajungeți să vă faceți această structură teritorială destul de repede, fiind totuși cu lideri plecați din țară, adică cel puțin în momentul de față, garnitura de bază este la Bruxelles, până la... ultimul sat din România, e totuși o cale foarte lungă. Da, să știți că, din nou, fac referire vrând nevrând la experiența pe care am avut-o când am început Proiectul Politic Plus și apoi l-am consolidat în alianța USR Plus. Să știți că și atunci am pornit exact la fel. Eu tot la Bruxelles eram și în 2017 și în 2018, că lucram la Comisia Europeană. Alin Mituța tot la Bruxelles era și știți că am construit un proiect cu 40.000 de oameni care s-au înscris inițial în programul României 100 în 48. Și apoi când am pornit Proiectul Plus, l-am construit cu la fel cu miile, zeci de mii de oameni foarte repede care s-au înscris tot așa, pornind de la o platformă digitală și cu care apoi am construit comunități locale în fiecare, aproape în fiecare oraș al țării și în zonele rurale și de la acele comunități locale care în acele prime luni, să știți că au făcut enorm de mult în a înțelege, să spun, ceea ce electoratul aștepta de la noi și am construit foarte mult pe acea înțelegere inițială. Din păcate, n-am mai reușit cumva în cavalcada momentelor electorale care au curs din 2019 până în 2020, nu am mai reușit să mai păstrăm aceeași conexiune cu acei oameni. Dar, repet, experiența aceasta a construcției o avem și vom încerca
evitând care le-am făcut pe parcurs, vom încerca să capitalizăm lecțiile bune pe care le-am învățat în acea perioadă și eu sunt convins că lunile acestea vom reuși să strângem din nou baza, inclusiv la nivel de organizații teritoriale. Avem deja, spuneam, avem posibilitatea, uitându-ne pe platforma creată în urmă cu două zile, să vedem și distribuția geografică a celor care se înscriu și să știți că deja avem o reprezentare teritorială foarte bună. București și Clujul, ca de obicei aș spune, sunt deja în topul înscrierilor, dar altfel avem, cum spuneam, o reprezentare teritorială bună, ceea ce înseamnă că vom reuși foarte rapid să nucleăm la nivel local, în jurul cărora să clădim apoi și viitoarele filiale și, practic, construcția partidului. Credeți că nivelul de entuziasm, de efervescență a societății, al societății mai este la fel ca atunci când ați construit plusul? Veniți pe o dezamăgire. Evident. Absolut. Suntem foarte conștienți și realiști aici. În mod evident, momentul, să spun, politic din 2017, 2018, 2019 nu e același ca cel de acum. Între timp, nu numai că s-au schimbat enorm de multe lucruri în societate, în economie, în viața politică, dar inclusiv noi am dezamăgit pe foarte multe planuri. Și atunci, da, suntem foarte realiști, ne așteptăm la foarte multă critică și suntem deschiși să o primim și să învățăm din ea. Sunt foarte mulți membri, foști membri, care, pe bună dreptate, ne critică pentru deciziile mai puțin inspirate pe care le-am luat. Și, repet, partea asta de asumare cred că este esențială pentru construcția nouă a proiectului. Deci, da, vom porni mult mai greu, ne asumăm și asta, va trebui să facem o muncă de convingere mult mai dură decât am făcut-o în urmă cu 2-3 ani de zile, dar poate chiar asta va ajuta să construim mai sănătos, pentru că atunci când depui mai mult efort să convingi pe cineva să creadă în ceea ce pui pe masă, atunci și construcția este de regulă mult mai solidă. Și trebuie să crezi și tu foarte tare în ceea ce faci. Domnule Dragoș Tudorache, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară în Piața Victoriei. Dragi prieteni, rămâneți cu Europa FM, cu Clubul de Seară, cu știrile Europa FM. Ne reauzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.